Bună ziua și bine v-a regăsit pe canalul meu de YouTube, sunt Nicu și în acest material vom discuta despre un senzor. Este un senzor simplu realizat cu aceste tranzistoare. Observăm că la simpla atingere a acestor două lamele, observăm aceste două lamele sunt foarte sensibile atunci când le atingem. Și evident că acest montaj electronic poate fi utilizat atât ca senzor de umiditate, cât și de temperatură și are mai multe aplicații, este un montaj electronic universal. Evident că la această variantă cu releu electromagnetic s-a adoptat o variantă simplă cu releu electromagnetic, dar evident că putem să conectăm chiar un tranzistor de putere sau un tiristor în locul releului, dar este recomandabil un releu sau un simplu LED, pentru că acest montaj electronic poate să arate pe un simplu LED care consumă foarte puțin în comparație cu un bec electric atunci când ne arată umiditatea apei. Și nu numai umiditatea, are o sensibilitate foarte mare, poate să detecteze chiar și vaporii de apă din aer. Și observăm că el se aclanșează atunci când atingem această lamelă de intrare. O să vedem imediat pe schema electrică, fără să o contactăm cu, să închidem circuitul prin borna plus. Și o să vedem imediat pe schema electrică, această bornă pe firul alb, cum se observă aici, firul alb este conectat la etajul de intrare cu un tranzistor de putere mică și acesta detectează un nivel de semnal foarte mic față de borna de alimentare, se închide circuitul pe o rezistență electrică foarte mare și atunci putem să aclanșăm și să dezaclanșăm atunci când umiditatea scade pe un anumit prag, putem să declanșăm, se autodeclanșează. Deci, practic, observăm că rămâne și în această stare de saturație. Observăm. Această stare de saturație apare datorită faptului că acest semireglabil nu este reglat corespunzător, trebuie reglat pe un prag de sensibilitate, de exemplu, rezistența internă, această rezistență externă pe care o detectează, se reglează din acest semireglabil. Practic, sensibilitatea de intrare a montajului electronic se reglează din acest semireglabil de... Eu l-am pus de 50 de kiloohmi pentru un reglaj fin, dar el se poate pune de valorii pentru un reglaj mai brut, în game mai largi. Se poate pune de chiar de valori până la 1 megohm sau chiar 2,2 megohmi. Această rezistență, observăm că este 503, este, după codul culorilor, este de 50 de kiloohmi această rezistență. Avem aceste rezistențe care se pun exact ca în schema electrică și o să desenăm și schema electrică să vedem cum funcționează acest tip de montaj electronic care este practic un senzor universal și fiind un senzor universal, acesta își poate păstra proprietățile la diferite sonde pe care le montăm pe intrarea montajului electronic. Aceasta practic se numește sondă și observăm că aprinderea LED-ului este una în prag, adică este una bruscă. Montajul electronic se alimentează la 12V, eventual observăm că are și i-am făcut și niște găurele pentru a îl monta într-o carcasă corespunzătoare și evident că putem monta și niște baterii lângă el și sau putem să-l alimentăm cu un adaptor de rețea. Are un consum foarte mic, în saturație ajunge la un curent de maxim 150 de mA, adică 0,15 A și în standby practic nu consumă nimic pentru că tranzistoarele nu intră în conducție și atunci
etajul de ieșire, practic releurile electromagnetice și LED-uri nu consumă decât în cazul în care tranzistorul final, adică acest tranzistor, intră în conducție. Deci, practic, numai dacă când avem semnal pe intrare, pe intrarea senzorului, pe intrarea montajului electronic, atunci consumă. Deci, practic, în stand-by consumă un curent de maxim 1 miliamper. Este un curent foarte insesizabil, adică aproape, foarte aproape de zero. Deci, practic, are un consum infim. Bateriile pot să țină chiar și 2 ani la acest tip de senzor. Ideea este să punem un consumator de ieșire, un indicator de ieșire, dacă punem un buzzer sau un bec electric sau un LED de putere mai mare și este alimentat cu acest releu. De exemplu, când acest senzor detectează o inundație, de exemplu, pentru că putem pune și mai mulți senzori în paralel și detectăm, de exemplu, o inundație și becul poate sta aprins, să zicem, câteva zile sau la umiditate îndelungată, de exemplu, la umiditate mare, îndelungată, acest montaj electronic consumă. Deci, practic, acest bec consumă 15W. Un indicator este foarte indicat să montăm un bec sau un LED avertizor de putere cât mai mică sau un buzzer. La un buzzer face zgomot, ăla nu prea este indicat. Dar un semnal luminos, când punem, să-l punem de putere cât mai mică pentru a economisi energia electrică din baterii. Mai ales când îl facem pe baterii. Dacă îl facem pe acumulatoare, îl mai încărcăm din când în când. Dar când îl facem pe baterii, atunci consumă bateriile. Cât timp acest senzor detectează umiditatea. Și la o reglare corespunzătoare, după cum spuneam, această rezistență semireglabilă, dacă este reglată corespunzător, senzorul va detecta chiar și cea mai mică variație sau micșorare a rezistenței la apariția unui lichid. Practic, știm că orice lichid este conducător, chiar și corpul uman. Observăm că dacă atingem acest senzor, el se activează, deci practic avem o rezistență internă, inclusiv pe corpul uman avem o rezistență internă datorată lichidelor din corpul uman. Și numai la orice lichid, nu numai corpul uman, orice corp care se apropie și atinge aceste lamele, să zicem că îl facem un detector, să zicem că prindem șoareci cu el și trece prin apropierea acestui senzor și odată ce l-a atins, se activează acest aparat. Ideile sunt multe. Este recomandabil să-l facem exact ca în schema electrică, pentru că dacă îl montăm, îl realizăm diferit, atunci acest senzor o să își facă treaba necorespunzător. Cel mai bine este să-l facem ca în schema electrică și o să desenăm și o mică schema electrică a lui. Am dat ca exemplu acest cablaj ca senzor, ceea ce este recomandabil să-l utilizăm ca un cablaj realizat sau cu diverse nervuri foarte apropiate între ele pentru a sesiza cât mai bine rezistența electrică externă, dar putem utiliza bare de inox, de exemplu, care sunt inoxidabile și aceste bare, bineînțeles că în timp nu o să-și piardă proprietățile. Acest senzor făcut din cablaj își pierde proprietățile. Aceste folii de cupru o să se oxideze în timp și acoperindu-se cu acei oxizi, rezistența internă detectată se va modifica, ceea ce nu este un lucru bun. Este recomandabil să utilizăm bare, v-am dat exemplu, această bare de inox, putem să utilizăm bare de inox subțiri și dintre acelea lucioase, aceasta este o bară de inox filetată, dar putem să utilizăm, bineînțeles, evident, și bare de inox miniatură și ne construim senzori de
dimensiuni foarte mici cu care detectăm, putem să detectăm, montajul electronic poate detecta, scriem aici, senzor, umiditate. Acest senzor, fiind unul universal, putem să punem aici la, să zicem, la senzor, acești senzori de intrare, să îi simbolizăm așa, de exemplu. Și acești senzori, deci așa, putem să îi punem mai mulți în paralel, deci este un lucru, fiind un senzor universal, putem conecta mai mulți senzori în paralel și observăm aici, avem o conectare paralelă a senzorilor. La oricare dintre senzori se va detecta o umiditate, deci practic va apărea apa, apa este foarte bună conducătoare de electricitate și la unul dintre senzori unde va apărea apa, unde va apărea prezența apei, modificarea rezistenței va fi una evidentă. Alimentăm, facem bara de alimentare de pe unde se alimentează montajul electronic, trecem de pe bara de alimentare o rezistență care alimentează un releu. Exact ca în această schemă este și montajul realizat. L-am făcut de multe ori și îl știu pe de rost, așa că o să-l desenăm împreună. Avem un tranzistor final de tip NPN, care de preferabil ar fi să-l punem de putere cât mai mare, de exemplu un BD-237 sau 2N-2222 sau BD-241 și putem da mai multe exemple. Și avem borna plus, borna minus a alimentării. Să mai spunem un model, să zicem D1171, de exemplu. Să dăm diverse serii de tranzistoare. Nu trebuie montat pe radiator. Releul electromagnetic are un consum sub 100 de miliamperi, sub 200 de miliamperi, are în jurul valorii de 150 de miliamperi, consumă acest releu care l-am dat în exemplu la acest montaj electronic, dar sunt relee electromagnetice care consumă mai mult. Este foarte bine să testăm inițial releul electromagnetic pentru a afla curentul care îl consumă la tensiunea de 12 volți. Am luat un exemplu, bineînțeles că gama este undeva de la 3 până la 22 de volți, funcționează acest montaj electronic sau chiar mai mult. Deci, am dat un exemplu, cel mai bine este să testăm practic dacă lucrează în acest interval și în mod sigur lucrează, eu l-am testat de foarte multe ori, dar nu am depășit, bineînțeles, această limită maximă. Minimă, trebuie să utilizăm un releu de 3V, ceea ce se achiziționează mai greu acele relee. Și avem aici un rezistor în seriat cu acest tranzistor de comandă care la rândul lui debitează un semnal pozitiv pe acest tranzistor următor. Avem aici o reacție negativă, un rezistor de 10 kΩ și aici îl punem de valoare foarte mică. În această schemă l-am pus de 47 de ohmi. Rezistoarele care sunt legate, inclusiv aici avem un ohm sau chiar mai puțin de un ohm, să zicem 0,47 ohmi. Acest rezistor are rol de siguranță în cazul în care releul electromagnetic se defectează sau funcționează necorespunzător sau funcționează foarte mult timp și bobina lui se încălzește și ulterior se avariază datorită faptului că încălzindu-se spirele bobinei
releului o să intre în scurt circuit și această rezistență joacă rol de protecție. Practic o să se ardă această rezistență și releul o să fie protejat la atât releul electromagnetic cât și tranzistorul final o să fie protejate la supraîncălzire. Deci, practic, această rezistență joacă rol de siguranță fuzibilă mai mult. Această rezistență limitează curentul cu care se atacă baza tranzistorului final, adică T2, să-l notăm cu T2, aici notăm T1, tranzistorul de comandă. Și avem această rezistență care duce la... avem aceste două capete, A și B, la senzor. Acest senzor mai are un potențiometru aici. Acest potențiometru se pune în jurul valorii de 1 megohm. Dar, bineînțeles, pentru un reglaj fin, pentru un reglaj brut se pune atât, 1 megohm. Putem să punem în paranteză aici o valoare de 250 de kiloohmi, în cazul în care această rezistență are o valoare mai mare. Aici această rezistență are 1,5 megohmi, dar este, atenție, tatonabilă. Această rezistență o tatonăm în funcție de cum sunt tranzistoarele ca factor de amplificare. Deci factorul de amplificare a tranzistoarelor este diferit. Deci noi le avem în schemă, dar în momentul în care le punem în circuit, ele o să aibă un factor de amplificare care este datorat lotului de fabricație din care este fabricat tranzistorul și el o să aibă un factor de amplificare diferit și această rezistență o tatonăm în funcție de sensibilitatea tranzistorului, practic de factorul lui de amplificare. Factorul de amplificare a unui tranzistor este, ca o mică paranteză spunem, este proprietatea tranzistorului de a amplifica unui semnal. Cu cât un factor de amplificare este mai mare, cu atât tranzistorul amplifică mai mult un semnal electric. Și avem aici acest capăt, care evident că îl trecem și acesta printr-o rezistență, să zicem 470 de kiloohmi, ca să protejăm baza tranzistorului T1. Și practic la orice modificare, sesizare a umidității la unul dintre senzori, tranzistorul T1 va da un semnal pozitiv prin emitorul lui și va ataca tranzistorul T2 în bază cu semnal pozitiv. Fiind un tranzistor NPN, o să intre în conducție și o să aclanșeze acest releu electromagnetic. Funcționarea este una simplă, putem spune chiar deosebit de simplă. Avem aceste contacte ale releului electromagnetic. Am observat în schema... la acel montaj electronic avem un bec electric pe ieșire. Deci, practic, avem un bec de semnalizare care ne indică faptul că avem o umiditate aici la unul dintre senzori. Acest bec electric se va aprinde atunci când unul dintre senzori va detecta o rezistență mai mică la un moment dat. Practic, rezistența este dată de lichidul care îl detectează. Apa, după cum spuneam, este un foarte bun conducător de electricitate. În momentul în care o să conducă, tranzistorul T1 va da un semnal pozitiv pe T2, pe baza lui T2, și releul electromagnetic va fi aclanșat, după cum am urmărit acea funcționare. Și acest bec electric se va aprinde. În momentul în care scade umiditatea la unul dintre senzori, în acest caz, semnalul de comandă din baza lui T1 va fi unul mai mic decât nivelul inițial și atunci va dispărea acel semnal pozitiv în curent la baza lui T2. Și releul electromagnetic nu va mai fi alimentat în acest caz. Deci, spunem în cazul viceversa, atunci când umiditatea scade aici. Putem să-i facem proba la, să zicem, putem detecta umiditatea din vasul unei flori pe care uităm să o udăm, de exemplu,
sau putem detecta pornirea și oprirea unui robinet sau avarierea unei instalații de apă. Acești senzori putem monta practic pe oriunde în preajma unei instalații sau unui sistem acolo unde sau chiar undeva unde detectăm, să zicem, o avarie sau chiar o inundație. La un moment dat, când crește nivelul unui debit, senzorul va fi undeva plasat la acea creștere și, de exemplu, la o centrală hidroelectrică, unde nivelul apei crește la un moment dat și senzorii vor fi plasați în acea zonă unde crește apa și montajul electronic va semnaliza creșterea a unui nivel a apei, la un anumit nivel a apei. T1 este un tranzistor, să zicem, BC107. Este clasicul BC107, dar putem totodată să punem 2N5551 sau BC547, de exemplu. Exemplele pot continua, se poate utiliza orice tranzistor de putere mică ca tranzistor de comandă, iar ca tranzistor de putere sau ca tranzistor final, cum mi se mai spune, se poate utiliza, bineînțeles, un tranzistor destul de puternic, care să suporte curentul releului, după cum spuneam. Și montajul, după cum am observat, funcționează la sigur. Deci nu cu mici ajustări, bineînțeles, cu mici ajustări îl putem utiliza chiar și la detecția unei, să zicem că în locul acestui senzor punem un fotorezistor și putem detecta nivelul unei intensități luminoase care crește sau care scade. Da, sper că v-a fost de folos acest material video. Ne revedem în materialele următoare să discutăm lucruri cât mai interesante despre electrotehnică, electronică și nu numai. Iar acestea fiind arătate, vă doresc o seară bună în continuare și spor în tot ce vreți să realizați. Numai bine!